Imaginile au fost surprinse în orașul Pucioasa, în zona râului Ialomița, de către un localnic indignat de nepăsarea celor care distrug mediul înconjurător. Filmulețul a devenit viral pe internet după ce a fost postat pe o rețea de socializare. Persoana care a filmat niște angajați care descărcau resturi din construcții pe albia râului își amintește că în copilărie venea în această zonă la scăldat. Pe vremea aceea nu existau gunoaie aruncate peste tot, așa cum se întâmplă în prezent. Când eram copii, mergeam la baie pe Ialomița de Sculți. Acum nu reușim să ajungem nici încălțați prin unele locuri. Motivul îl vedem aici, groapa de gunoi a orașului Pucioasa. Într-o ședință care a avut loc în cadrul primăriei, au fost discuții despre acest subiect, dar degeaba. Reacțiile internauților nu au întârziat să apară. O să ne plimbăm copiii printre munți de gunoaie. Poliția locală doarme. Ăștia ne distrug toate amintirile. Păi da, și nimeni nu-i vede. Sunt ca fantomele. Ar trebui sesizată garda de mediu. Asta este. Acum 20 de ani mergeam la scăldat. Acum numai nimic. Constantin, Ana, trebuie să iei măsuri concrete. Se vede clar numărul mașinii. Așteptăm rezultatul. Dacă am avea fiecare bun simț, nu ar mai fi atâtea gunoaie. Acestea sunt doar câteva dintre comentariile celor care cer autorităților să ia măsuri împotriva distrugătorilor mediului înconjurător. Situația nu este una singulară. În luna aprilie, administrația locală din Băleni a contractat o firmă care deține utilaje grele cu care s-au curățat munții de gunoaie de pe albia râului Ialomița. Noi nu putem să stăm aici de miros. Toată vara aruncă sârbi, aruncă numai fel de fel de mirosuri. Dar când îi vedeți, de ce nu mă vedeți? Bine, îi luăm, zice cu frumosul și ei ne înjură, ne începe că ce, că e gunoi aici. Și ce gunoi? Uitați, unde am eu casa unui puț. Aici aruncat gunoi căcați. Dar n-ați încercat să... Ne-am dus la primar. Poliția, da. Până să vină primarul ăsta care îl avem acum, era fostul primar. Și ce a zis că ce se facă, că asta era rapa de gunoi. Cum e că vi se curăță mizeria asta? E un lucru extraordinar. Ne bucurăm. De unde provine gunoiul? Acum nu știu ce să vă spun, nici să intru în polemici. Nu prea aș vrea. Tot de la oamenii din sat. Normal că de la oamenii din sat. Aruncați dumneavoastră gunoi aici? Normal n-ar mai trebui să se arunce, dar neavând o groapă adecvată sau o rampă de gunoi normal, cum ar trebui să fie. Da, dar toată lumea plătește gunoiul la serviciul de salubritate. Că se ia în fiecare săptămână. Plătește, da. Dumneavoastră unde duceți gunoiul? Vine mașina și ne ia. Nu aruncați aici, pentru. Nu aruncăm noi, vorba aia, că suntem aproape aici. Hai. Persoanele care îi văd pe cei care depozitează resturi menajere, deșeuri sau alte gunoaie pe spații publice sunt rugate să anunțe imediat poliția sau să sesizeze autoritățile competente pentru a se lua măsuri legale.